Știam din lecturile mele filozofice că la baza tuturor se afla realitatea psihicului. Fără suflet nu existau nici cunoștințe, nici cunoaștere. Nu se auzea însă absolut nimic despre suflet. El era cei drept presupus pretutindeni în mod tacit, dar și acolo unde era pomenit, ca la Sighi Carus, nu exista o cunoaștere reală, ci doar o speculație filozofică, iar aceasta putea foarte bine să aibă un sens sau altul. Nu pricepeam nimic din aceste observații ciudate. La sfârșitul celui de-al doilea semestru am făcut însă o descoperire menită să aibă consecințe importante. Am găsit în biblioteca unui istoric de artă, tatăl unuia dintre prietenii mei de studenție, o cărticică din anii 70 despre apariții de spirite. Era o relatare a începuturilor spiritismului scrisă de un teolog. Dubiile mele inițiale s-au risipit repede, căci n-am putut să nu remarc că în principiu era vorba despre povestiri identice sau asemănătoare cu cele pe care le tot auzisem la țară încă din copilăria cea mai fragedă. Materialul era fără îndoială autentic, dar marea întrebare, dacă aceste povești sunt adevărate și din punct de vedere fizic, rămânea tot fără un răspuns sigur. Oricum, am constatat în chip limpede că în toate timpurile și în cele mai diferite locuri de pe pământ se relatau mereu aceleași istorii. Acest lucru trebuia să aibă un motiv, care nu trebuia căutat în niciun caz în faptul că peste tot existau aceleași premise religioase. Evident, nu aceasta era situația, deci trebuia să fie ceva legat de comportamentul obiectiv al sufletului omenesc. Dar tocmai despre această problemă esențială, natura obiectivă a sufletului, nu se putea afla nimic în afară de ceea ce spuneau filozofii. Oricât de stranii și de îndoielnice mi s-ar fi părut, observațiile spiritiștilor au constituit totuși pentru mine primele relatări ale unor fenomene psihice obiective. Nume ca Zöllner, Crook m-au impresionat și am citit, ca să zic așa, toată literatura despre spiritism care mi-a fost accesibilă atunci. Firește că le-am vorbit despre ea și camarazilor mei care, spre marea mea surprindere, au reacționat fie în bătaie de joc și cu neîncredere, fie cu respingere plină de teamă. M-au mirat, pe de o parte, siguranța cu care puteau afirma că niște chestii ca fantomele și mișcarea mesei erau imposibile și, prin urmare, o înșelătorie. Pe de altă parte, atitudinea lor defensivă, care părea să aibă un caracter temător. Nici eu nu eram sigur întru totul de veridicitate absolută a povestirilor. Însă, în definitiv, de ce să nu existe stafii? De unde știam noi, de fapt, că ceva era imposibil? Și, mai ales, ce putea să însemne teama? Eu însumi consideram astfel de posibilități extrem de interesante și atrăgătoare. Îmi înfrumusețau considerabil existența. Lumea a câștigat în profunzime și și-a îmbogățit fundalul. Oare să fi avut visele, de exemplu, de a face și cu spiritele? Lucrarea Visele unui vizionar a lui Kant mi-a căzut în mână la momentul potrivit și curând l-am descoperit și pe Carl Duprăl, care valorificase aceste idei din punct de vedere filozofic și psihologic. Numărul 2 al mamei era pe deplin de acord cu entuziasmul meu, dar celelalte persoane din anturajul meu mă descurajau. Până în acel moment mă ciocnisem doar de blocul de piatră al ideilor tradiționale. Acum însă m-am lovit de oțelul prejudecăților și al unei incapacități reale de a admite posibilitățile neconvenționale. Și asta la prietenii mei cei mai apropiați.
Interesul meu li se părea și mai suspect decât preocupările mele teologice. Aveam senzația că sunt împins la marginea lumii. Ceea ce îmi provoca interesul cel mai arzător era pentru ceilalți praf și fum, ba chiar motiv de teamă. Teamă față de ce? Nu găseam nicio explicație. Ideea că ar fi putut să existe evenimente care depășeau categoriile limitative ale timpului, spațiului și cauzalității, doar nu era, la urma urmei, ceva nemai auzit sau care putea face să se cutremure lumea? Existau chiar animale care presimțeau furtunile și cutremurele, vise care indicau moartea anumitor persoane, ceasuri care se opreau în clipa morții, pahare care se spărgeau în momentul critic, tot felul de lucruri care erau de la sine înțelese în universul meu de până atunci. Și iată, acum eram aparent singurul care auzise de astfel de lucruri. Îmi puneam în chipul cel mai serios întrebarea în ce fel de lume nimerisem de fapt. Evident, era lumea citadină, care nu știa nimic despre cea de la țară, despre lumea reală a munților, a pădurilor și a râurilor, a animalelor și a gândurilor Domnului, citește a plantelor și a cristalelor. Explicația mi s-a părut consolatoare și, în orice caz, mi-a amplificat mai întâi stima față de propria persoană, căci m-am lămurit că lumea urbană era limitată spiritual, în ciuda abundentei sale științe docte. Această idee era periculoasă pentru mine, fiindcă mă ducea la accese de superioritate, la o tendință critică deplasată și la agresivitate, ceea ce mi-a provocat antipatii bine meritate. Acestea din urmă au reactivat, în consecință, vechile îndoieli, sentimente de inferioritate și depresii, un ciclu pe care m-am decis să-l întrerup cu orice preț. Nu mai voiam să stau în afara lumii și să dobândesc faima suspectă de a fi o curiozitate. După primul examen de propedeutică, am devenit asistent preparator la Catedra de Anatomie și în semestrul următor, prosectorul mi-a lăsat chiar conducerea cursului de histologie, bineînțeles, spre marea mea satisfacție. Pe atunci mă ocupam în principal de teoria evoluționistă și de anatomia comparată și m-am familiarizat și cu teoria neovitalistă. Cel mai puternic mă fascina punctul de vedere morfologic în sensul cel mai larg. La polul opus se afla pentru mine fiziologia. Mă dezgusta profund din cauza vivisecției care se practica doar în scopuri demonstrative. Nu mă puteam elibera deloc de sentimentul că animalele cu sânge cald erau înrutite cu noi și în niciun caz niște simple automate cu creier. În consecință, chiuleam pe cât posibil de la aceste ore de demonstrații. Deși îmi dădeam seama că experimentele pe astfel de animale erau necesare, tot simțeam că realizarea unor asemenea experimente era barbară, respingătoare și mai cu seamă inutilă. Aveam suficientă fantezie ca să-mi imaginez, prin simpla descriere, procesele demonstrate. Mila mea față de animale nu data de la ideile budiste ale filozofiei schopenhaueriene, ci se sprijinea pe baza mai adâncă a unei stări spirituale primitive, aceea a identității inconștiente cu animalul. Această realitate psihologică importantă mi-era însă pe atunci total necunoscută. Repulsia mea față de fiziologie era atât de puternică încât examenul meu la această materie a și decurs într-un mod corespunzător de prost,
Oricum, am reușit să-l trec. Următoarele semestre clinice au fost atât de încărcate încât nu mi-a mai rămas aproape deloc timp pentru incursiunile mele în domenii îndepărtate. Numai duminica îl puteam studia pe Kant. Îl citeam cu zel și pe Eduard von Hartmann. Nietzsche figura în programul meu de câtva timp deja, dar ezitam să încep să-l citesc, căci nu mă simțeam suficient de bine pregătit. Se discuta mult despre Nietzsche pe vremea aceea, el fiind de obicei respins, cel mai violent, de studenții la filozofie competenți, de unde am și tras concluzii personale în legătură cu rezistența ce domnea în sferele mai înalte. Autoritatea supremă era, bineînțeles, Jacob Burckhardt, de la care erau colportate diferite opinii critice referitoare la Nietzsche. În plus, existau unii oameni care îl cunoscuseră personal pe Nietzsche, fiind astfel în stare să relateze despre el tot felul de curiozități nu tocmai simpatice. Cei mai mulți nu citiseră un rând scris de el și se legau de aceea de diferite elemente echivoce exterioare, de exemplu de aerele de gentleman pe care și le dădea, de maniera sa de a cânta la pian, de exagerările lui stilistice, adică de tot soiul de particularități care îl călcau pe nervi pe cetățeanul orașului Basel din acea epocă. Firește, aceste elemente nu mi-au servit ca pretext pentru a amâna lectura lui Nietzsche, dimpotrivă, ar fi constituit pentru mine stimulentul cel mai puternic, ci simțeam o teamă ascunsă că aș putea să-i semăn, cel puțin în ce privește secretul care izola în mediul său. O fi avut, cine știe, trăiri lăuntrice, idei despre care voia să vorbească și care, din nefericire, nu fuseseră înțelese de nimeni. Era evident un excentric sau, în orice caz, trecea drept excentric, drept un lusus nature, ceea ce eu nu doream să fiu pentru nimic în lume. Mă temeam de posibila descoperire că eram și eu, asemenea lui Nietzsche, o apariție ciudată. Bineînțeles, si parva componere manis licet, dacă e permis să se compare lucrurile mici cu cele mari. El fusese profesor universitar, scrisese cărți, atinsese deci înălțimi fabuloase. Provenea și el dintr-o familie de teologi, dar din Germania cea mare și vastă, care se întindea până la mare, în timp ce eu nu eram decât elvețian și mă trăgeam dintr-o familie modestă de preot, dintr-un sătuc de graniță. Nietzsche vorbea o germană literară cizelată, știa latina și greaca, poate și franceza, italiana și spaniola, pe când eu eram cât de cât sigur și stăpân numai pe dialectul din Basel. Fiind în posesia tuturor acestor minunății, își putea permite la urma urmei o anumită excentricitate, dar eu nu aveam cum să știu în ce măsură mă puteam asemăna cu el. În ciuda temerilor mele, eram curios și m-am hotărât să-l citesc. Mai întâi mi-au căzut în mână considerații intempestive. Am fost entuziasmat fără rezerve și curând după aceea am citit Așa grăita Zarathustra. A reprezentat ca și Faust al lui Goethe o trăire dintre cele mai puternice. Zarathustra era Faustul lui Nietzsche, iar numărul 2 era Zarathustra al meu. Cei drept, păstrând distanța potrivită, similară celei care desparte un mușuroi de cârtiță de Mont Blanc. Iar Zarathustra era, nu aveam niciun dubiu, morbid. Era și numărul 2 bolnăvicios? Această posibilitate m-a cufundat într-o spaimă pe care mult timp n-am vrut să mi-o mărturisesc. Ea mă ținea totuși cu sufletul la gură,
își făcea simțită prezența din când în când, în momente inoportune, și mă constrângea să reflectez asupra propriei persoane. Nietzsche își descoperise numărul 2 abia mai târziu, după ce trecuse de vârsta mijlocie, în timp ce eu îl cunoșteam încă din prima tinerețe. Nietzsche vorbise naiv și imprudent despre acest arheton, lucru de nenumit, ca și cum totul ar fi fost în ordine. Eu am văzut însă foarte curând că de aici nu poți avea decât experiențe proaste. Pe de altă parte însă, era atât de genial, încât venise de tânăr la Basel ca profesor universitar, neintuind de fel ce l-aștepta. Or, tocmai datorită genialității sale ar fi trebuit să-și dea seama la timp că ceva nu era în regulă. Aceasta a fost, m-am gândit eu, neînțelegerea sa bolnăvicioasă. Faptul că, plin de curaj și naivitate, și îl lăsase liber pe numărul 2 într-o lume care nu știa și nu înțelegea nimic despre astfel de lucruri. Îl însuflețea speranța copilărească de a descoperi oameni care puteau împărtăși extazul și înțelege răsturnarea tuturor valorilor. N-a găsit însă decât filistini instruiți și în chip tragicomic, el însuși era unul dintre ei. Asemenea tuturor celorlalți, nu s-a înțeles pe sine când a alunecat în universul celor misterioase și de nerostit și a vrut să laude în fața unei mulțimi obtuze uitate de Dumnezeu. De aici limbajul bombastic, metaforele abundente, entuziasmul imnic, care încerca în van să se facă auzite în fața acestei lumi ce se dedicase unei acumulări incoerente de cunoștințe. Iar el, acest dansator pe sârmă, a căzut până la urmă chiar dincolo de sine însuși. Nu și-a găsit locul în această lume, în această cea mai bună dintre lumile posibile, fiind de aceea un posedat, unul cu care cei din anturajul său se puteau purta numai cu maximă prudență. Printre prietenii și cunoscuții mei, știam doar doi care credeau în Nietzsche și îl aprobau deschis, ambii homosexuali. Unul dintre ei a sfârșit prin a se sinucide, al doilea a decăzut, un geniu neînțeles. Toți ceilalți erau în fața fenomenului Zarathustra, nu uluiți sau dezorientați, ci pur și simplu imuni. După cum Faust mi-a deschis o ușă, Zarathustra mi-a închis una și a făcut-o cu violență și pentru timp îndelungat. Mi s-a întâmplat ca țăranului bătrân care a descoperit că două dintre vacile sale fuseseră vrăjite, căci cineva le prinsese capetele în același căpăstru. Întrebat de fiul său cum era posibil așa ceva, i-a răspuns: băiete, despre astfel de lucruri nu se vorbește. Am constatat că nu ajungi nicăieri dacă nu vorbești despre lucrurile știute de toți. Cel naiv în această privință nu înțelege ce jignire înseamnă pentru semenul său să îi se vorbească despre ceva ce lui îi este necunoscut. O asemenea ticăloșie îi se iartă numai scriitorului, ziaristului sau poetului. Eu pricepusem că o idee nouă, sau chiar și numai un aspect neobișnuit, se poate comunica doar prin fapte. Faptele rămân și nu pot fi desconsiderate pentru multă vreme. Căci odată și odată tot trece pe lângă ele cineva care știe ce a găsit. Mi-am dat seama că, în fond, în absența a ceva mai bun, nu făceam decât să vorbesc în loc de a prezenta fapte care de altfel îmi lipseau cu desăvârșire. Nu dețineam nimic concret. Eram împins mai mult ca niciodată către empirism. Le-o luam filozofilor în nume de rău că perorau despre tot ce nu era accesibil experienței,
și tăceau acolo unde ar fi trebuit să răspundă la o experiență. Deși aveam senzația că undeva și cândva trecusem prin Valea Diamantelor, nu puteam convinge pe nimeni. La o privire mai atentă nu mă puteam convinge nici măcar pe mine însumi că probele petrografice pe care le adusesem erau altceva decât pietriș obișnuit. Eram în anul 1898. Când am început să reflectez serios la cariera mea viitoare de medic, curând am tras concluzia că trebuia să mă specializez. Nu intrau atunci în discuție decât chirurgia sau medicina internă. Înclinam în direcția primeia dintre ele datorită pregătirii mele deosebite în anatomie și preferinței mele pentru anatomia patologică. Și mai mult ca sigur aș fi ales chirurgia ca meserie dacă aș fi dispus de mijloacele financiare necesare. Mi se părea îngrozitor de penibil că trebuia să fac datorii chiar și pentru a putea studia. Știam că eram constrâns să-mi câștig existența cât de curând după examenul final. De aceea m-am gândit la o carieră de medic la un spital cantonal oarecare, unde puteam spera, mai curând decât într-o clinică, la un post remunerat. Angajarea la o clinică depindea însă în mare măsură de protecția de care te bucurai sau de simpatia personală a șefului. Ținând cont de popularitatea mea îndoielnică și de uimirea și rezerva pe care le trezisem de atâtea ori, nu cutezam să mă gândesc la o împrejurare norocoasă și mă mulțumeam deci cu perspectiva modestă de a ajunge medic măcar la unul dintre spitalele locale. Restul avea să depindă de vrednicia mea, de capacitatea și eficacitatea mea. În timpul vacanței de vară s-a petrecut ceva care urma să mă influențeze profund. Într-o bună zi ședeam în camera mea de lucru și studiam. În încăperea de alături, a cărei ușă era întredeschisă, mama stătea și tricota. Aceea era sufrageria noastră, în care se afla masa rotundă din lemn de nuc la care mâncam. Provenea din Zestrea bunicii mele paterne și avea pe atunci o vechime de vreo 70 de ani. Mama ședea la fereastră, la o distanță de aproximativ un metru de masă. Sora mea era la școală, iar slujnica la bucătărie. Deodată s-a auzit o pocnitură ca o împușcătură de pistol. Am sărit în picioare și am alergat în camera vecină, de unde auzisem explozia. Mama înlemnise în fotoliu, iar lucrul de mână îi scăpase în poale. A bolborosit, privind spre masă. Ce s-a întâmplat? A fost chiar lângă mine. Ne-am uitat ce se petrecuse. Tăblia mesei se crăpase până dincolo de mijloc și nu într-un loc încleiat, ci în plin lemn solid. Am rămas fără grai. Cum se putea întâmpla așa ceva? Lemn masiv de nuc, uscat de 70 de ani, care crapă din senin într-o zi de vară, în ciuda umidității relativ mari a aerului obișnuită la noi. Înțeleg dacă ar fi fost lângă soba încălzită, într-o zi rece și uscată de iarnă. Care ar fi putut fi oare cauza unei asemenea explozii? M-am gândit că există, la urma urmei, coincidențe stranii. Mama a dat din cap și a spus cu vocea personalității ei numărul 2. Da, da, asta înseamnă ceva. Fără să vreau, am fost impresionat și m-a supărat faptul că n-am putut spune nimic. Vreo două săptămâni mai târziu m-am întors acasă seara la ora 6 și am găsit pe toată lumea, adică pe mama, pe sora mea de 14 ani, și pe slujnica noastră într-o stare de agitație maximă.
Iarăși se auzise cu circa o oră în urmă o împușcătură asurzitoare. De asta dată nu fusese vorba de masa deja deteriorată, ci zgomotul venise din direcția bufetului, o piesă de mobilă grea, datând de la începutul secolului al XIX-lea. Căutaseră peste tot, fără a găsi însă vreo crăpătură. Imediat m-am apucat să cercetez bufetul și ceea ce se afla în jurul lui, tot fără succes. Am examinat apoi interiorul bufetului și conținutul său. În sertarul în care se afla coșul de pâine, am găsit o pâine și alături cuțitul de pâine, a cărui lamă se rupsese în bucăți. Mânerul zăcea într-unul din colțurile coșului dreptunghiular și în fiecare dintre cele trei colțuri era câte o bucată din lamă. Cuțitul fusese întrebuințat când se servise cafeaua de ora 4, apoi pus la loc și de atunci nimeni nu mai umblase la bufet. În ziua următoare am dus cuțitul rupt la unul dintre cei mai buni meseriași cuțitari din oraș. A analizat cu lupa marginile crăpăturilor și a clătinat din cap. Acest cuțit, mi-a spus, este în ordine. Oțelul n-are nimic. Cineva a rupt cuțitul bucată cu bucată. Asta se poate face, de exemplu, vârându-l în deschizătura sertarului și rupându-l apoi bucată cu bucată. Oțelul e de bună calitate sau, eventual, i-o fi dat cineva drumul de la mare înălțime pe o piatră. Așa ceva nu poate exploda. Vi s-au îndrugat povești. Mama și cu sora mea se aflaseră în cameră când le speriase pocnitura bruscă. Numărul 2 al mamei m-a privit plin de înțeles, iar eu n-am putut decât să tac. Habar n-aveam ce se întâmplase și nu găseam niciun fel de explicație, ceea ce mă supăra cu atât mai mult, cu cât trebuia să admit că eram adânc impresionat. De ce și cum crăpa masa și se rupea cuțitul? Ipoteza hazardului mi se părea evident prea îndepărtată. Consideram extrem de improbabil ca rinul să curgă odată întâmplător în sus, iar alte posibilități erau excluse eo ipso. Atunci ce putea fi? Câteva săptămâni mai târziu am aflat de la diferitele rude de ale mele că se ocupau de un timp încoace de spiritism și că avea un mediu, o fată tânără, care de-abia trecuse de 15 ani. În cercul respectiv se vehicula de mai demult propunere de a mi se face cunoștință cu acest mediu care producea stări de somnambulism și fenomene spiritiste. Când am auzit, m-am gândit pe loc la întâmplările noastre ciudate și am presupus că aveau legătură cu acest mediu. Am început deci în fiecare sâmbătă seară să țin ședințe regulate împreună cu fata cea tânără și cu alte persoane interesate. Rezultatele au fost niște comunicări și niște sunete asemănătoare ciocănitului în pereți și în masă. Era problematic astfel de mișcări ale mesei să fie independente de mediu. Curând am constatat că orice condiții limitative aveau în general un efect stânjenitor. Așa că m-am declarat mulțumit cu autonomia manifestă a ciocăniturilor care se auzeau și mi-am îndreptat atenția către conținutul comunicărilor. Am prezentat în teza mea de doctorat rezultatele acestor observații.